Amenzile trebuie păstrate pentru a asigura siguranța populației, dar ele ar putea fi micșorate. De această părere este avocatul poporului care, adresându-se Guvernului, Comisiei Parlamentare pentru Drepturile Omului și Relații Interetnice și Comisiei Parlamentare Protecție Socială, a propus reducerea mărimii minime a amenzii aplicate persoanelor fizice pentru nerespectarea măsurilor de profilaxie, prevenire și combatere a bolilor epidemice. Ori susține el până și mărimea minimă de 22.500 de lei pentru anumite categorii de persoane, cele cu dizabilități, inetate sau lipsite de surse de existență și cu venituri mici, este una mare. În concluzie, avocatul poporului consideră că amenzile foarte mari aplicate persoanelor fizice și juridice în condițiile actuale, raportate la nivelul de trai în Moldova și veniturile mai reduse ale mai multor categorii de persoane în perioada stării de urgență, ar putea să contribuie și mai mult la aprofundarea sărăciei în rândul grupurilor vulnerabile și la înrăutățirea nivelului de trai al acestora. Astfel, acesta pledează atât pentru reducerea mărimii sancțiunii minime pentru persoanele fizice, cât și pentru stabilirea de sancțiuni alternative amenzii.